Iașii sunt în sărbătoare. Batalionul 151 Infanterie s-a întors acasă. Batalion! În numele tuturor lupilor negri, raportez cu toată țăria misiune de punct cu succes și efective complete. Mai bine de jumătate de an, militarii și-au îndeplinit misiunile încredințate într-una dintre cele mai fierbinți zone de pe glob, Afganistan. Acum, întorși în țară, ei și cei dragi încearcă să revină la viața normală, din unitate și din familie. Sunt aceiași militari, chiar dacă la mulți dintre ei această misiune a lăsat urme pe chipuri, dar și în suflete. Pentru unii a fost cea mai grea misiune, pentru că a fost prima. Ceilalți însă s-au obișnuit cu duritatea teatrului de operații. Colegul nostru, Dan Vereș, s-a aflat și el în Afganistan pentru a doua oară, iar împreună cu Adrian Gâtman, ofițerul de relații publice al batalionului, ne-a transmis informații despre acțiunile lupilor negri. Este obositor? Cât ai stat în post? 12 ore. Și acum, cum ești? Nu există oboseală aici, trebuie să fim vigilenți. Apoi ne odihnim, avem timp să ne odihnim după. Acum a venit momentul să vă relaxați, să vă odihniți? Da, a venit momentul să ne relaxăm, să ne odihnim, să încercăm să trecem peste toată perioada grea care a trecut și să începem o nouă etapă a vieții și a ciclului de instrucție. Concret, în Afganistan, ce ați făcut? Am făcut și patrulă și pază. Monitorizam circulația, iar dacă ne se părea ceva suspect, trebuia să anunțăm, să-i punem în gardă pe oameni, să știe ce au de făcut. Pe noi se bazau cei din bază. Cel mai mult îmi doresc să-mi îndeplinesc toate misiunile până la capăt și să mă întorc efectiv complet la sfârșit, să pot spune misiune îndeplinită pentru plutonul 1 din compania 2. Dorința i s-a împlinit. Acum, la final de misiune, amintirile din Afganistan sunt încă vii. M-a impresionat, pe lângă sărăcia celor din Afganistan, popularitatea, sociabilitatea, felul în care se apropiau ei de oameni. Ne-au considerat tot timpul prieteni, au avut încredere în noi, ne vedeau un sprijin în tot ceea ce facem, atât din punct de vedere al misiunilor, cât și din punct de vedere uman. Și aveau încredere, vorbeau cu noi, cel puțin eu am avut tot timpul copii alături, atât pe timpul patrulelor pe autostradă, cât și în misiune de angajare a localităților. Dăruirea militarilor români a fost apreciată și de partenerii americani. La începutul acestui an, caporalii Iulian Mihăianu și Paul Dăscălescu au primit medaliile Army Commendation pentru modul în care și-au făcut datoria în teatrul de operații din Afganistan. Army Commendation Medal se oferă militarilor americani sau parteneri pentru acte individuale de eroism, realizări sau servicii meritorii. Este o onoare pentru mine să primesc această medalie de la partenerii americani. Și este în continuarea muncii care am făcut-o aici și a pregătirii care am făcut-o pentru misiune. Și la ceremonia de repatriere a batalionului, mai mulți militari au fost recompensați pentru modul cum și-au făcut datoria. A fost o misiune dificilă pentru cei aproape 500 de militari, dar la fel de greu a fost și pentru familiile pe care le-au lăsat acasă. În urmă cu 7 luni, în același loc, părinți, soți sau soții, copii, cu toții trăiau un amalgam de sentimente, multe dintre ele contradictorii. De ce vă e cea mai mult frică? De situația de acolo, pentru că nu e o misiune ușoară. Oricum, sunt bine pregătiți. A câta misiune? A cincea, 2 în Angola, 1 în Irak și 1 în Afganistan. Mai suportați? Este greu, dar el nu trebuie să știe greutățile de acasă. Suportul familiei contează foarte mult și pentru ei acolo. E dureros. O să ne fie dor. E greu să faci parte din familia unui militar? Sunt mândră. Acum ei trăiesc cu totul alte sentimente, iar de această dată sunt aproape identice. Bucurie. Sunt cea mai mândră soție de militar din țară sau din lume. Mândrie. Bucurie. Mă simt că sunt fericită. Pentru familiile militarilor, momentul în care aceștia au raportat misiune îndeplinită a fost extrem de important. Pentru că acum, întorși acasă, bărbații și femeile în uniformă pot redeveni copiii părinților, soți sau soții și părinții copiilor care între timp au mai crescut. Copiii care au învățat să pășească pe drumuri noi în viață fără să fie ținuți de mână. S-au mulțumit cu încurajările venite prin internet sau telefon. Anastasia, iată că începe o nouă etapă din viața ta. Dacă până acum ți-au fost alături, iată că anul acesta nu mai pot. Te rogă tata să o asculți pe mama, să o asculți de doamna învățătoare și te rog să ne faci mântri pe amândoi. Îți mulțumesc!
promit că mă întorc sănătos acasă. Te iubesc și ai grijă de tine. Acum că a venit acasă, a apucat să te ducă la școală? Da. În fiecare zi. Și cum te-ai simțit când ai intrat pe poarta școlii cu tati de mână? Mândră. Crăciunul, aniversările au fost alte momente dificile, pentru că au fost sărbătorite departe de cei dragi. Tati, vreau să vii cu mult drag acasă și te iubesc foarte mult. La mulți ani, tati! Acum, întorși acasă, militarii pot îmbrățișa pe cei dragi, își pot relua viața obișnuită. Pentru 8 dintre ei însă, lucrurile nu mai sunt așa cum le-au lăsat în urmă cu 7 luni, pentru că, între timp, au apărut noi membri în familiile lor. Aveți o surpriză pentru tati acum că s-a întors acasă. Sigur că da, micuțul, Dani. Dan, după numele lui. Și cât de greu v-a fost să treceți peste acest moment, prin acest moment, minunat până la urmă, dar fără sprijinul soțului aproape. Trebuia să rezist și el rezista acolo și noi trebuia să rezistăm. A fost greu, dar a fost frumos pentru că suntem o echipă și ne sprijinim chiar și de la distanță. Ți-a fost dor de tati? Da, mi-a fost foarte dor, dar știam că el este puternic și va veni sănătos acasă. Misiunea lupilor negri în Afganistan s-a încheiat. Ei au predat ștafeta batalionului 20 Infanterie Dolj. Scorpionii negri sunt cei care vor desfășura în următoarele luni misiunile încredințate în zonă. Împreună cu ei este și colegul nostru Daniel Domenico și ne va transmite imagini de la acțiunile militarilor noștri. Misiune ușoară!